Învățătorul frădării, care a arătat pe tine
ultimul ion. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia, ce dă în alte și cu sărăcia ce ne bogat. Părinte, în alte Nicolae, roagă pe Hristos, Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Iubiți credincioși, viața și faptele minunate ale Sfântului Ierar Nicolae, de care cu multă bucurie și evlave ne ducem aminte la această prăzduire a sa, constituie pentru noi toți un binecuvântat izvor de har, de pace sufletească, de râvnă, de omnicească, lupta noastră lăuntrică, împotriva partidului, a păcatelor, a infidiei și a lăcomiei, a răutăților de tot felul. Noi știm și simțim că Sfinții sunt vii, că ei sunt prezenți în viața noastră, că ne aud rugăciunile și cunosc încercările și suferințele prin care noi trecem. Ceea ce au făcut ei în timpul vieții lor pământești, oferind mereu ajutor și mângâiere, continuă și acum tainic să facă pentru toți cei care îi cheamă prin credință și rugăciune. Și asta, de dincolo de pragul acestei vieți trecătoare, Sfântul Nicolae, prin mijlocirile lui dinaintea preamilostivului Dumnezeu, luminează lumea cu bunătate și milă, apără și ajută, ocrotește și izbăvește din nevoi și din boli pe toți cei care pe evlavie îl cinstesc și îi cer ajutor. Faptele mărturisitoare ale iubirii dumnezeiești în această lume ale Sfântului Nicolae, prin care a rămas în conștiința întregii creștinătăți ca un simbol al milostivirii și al întrajutorării semenilor, ne descoperă și nouă oamenilor acestei lumi, neasemuită frumusețea sfințeniei interioare a vieții omenești, care izvorăște din credința interioare prin iubire, prin milostenie, prin dăruire, prin împreună pătimire cu cel aflat în necaz sau strântorare. Astăzi, ca acest mare Sfânt al Bisericii, pe Părintele Iubirii Milostive și alesul rugător dinaintea Sfintei Treimi, îl cinstim cu dragoste și aduce laude duhovnicești prin imne și cântări. Dar prăzmirea liturgică înseamnă pentru noi și chemarea adâncă a Bisericii de a urma pinta vieții, virtuților, a faptelor Sfântului Nicolae. Să-i urmăm în credință, în curăție, în împlinirea preruncilor, dar mai ales în lucrarea Iubirii Milostive. Că ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur. Numele de creștin nu folosește la nimic. Nu vă cer să viați morți, nici să vindecați leproși prin credința voastră, ci vă cer să arătați un semn mai mare decât aceste lucruri, și anume dragoste. Iar măsura dragostei voastre este milostenia voastră. Mari sunt albile milostenii, străbate văzduc, lasă în urmă luna, întrece razele soarelui, se urcă până în bolțile cerului. Dar nici acolo nu se oprește, ci lasă în urmă și cerul și popoarele de îngeri și cetele de arcanghel și toate puterile cele de sus și se înfățișează înaintea tronului prea Sfintei Treimi, cel împărătesc. Ți-ai spălat mâinile trupului cu apă? Spală-ți și mâinile sufletului cu milostenie. Dăruiește pâine după puterea ta. N-ai pâine? Dă un bănuț. N-ai niciun bănuț? Dă un pahar cu apă rece. N-ai nici atât? Plânge împreună cu cel îndurerat și ți-ai luat apă. Milostenia e în stare să șteargă păcatele și să alunge de la noi o sânta. Este un citat din Umilila Matei. Iubiți fii sufletești, Sfântul Ierar Nicolae este și rămâne pentru noi toți un dascăl al apărării și al mărturisirii ortodoxiei credinței, al sfințeniei, dar și al urmare luminător al vieții creștine, prin frumusețea și bucuria milosteniei, mai ales în această perioadă de pregătire pentru praznicul nașterii Domnului, când și noi trebuie să învățăm și să răspundem cu darul la darul mântuirii pe care Dumnezeu Tatăl ne-l face prin trimiterea în lume spre jertfă și înviere a Fiului Său prea iubit, Domnul nostru Iisus Hristos. Desigur, putem rosti mereu cuvinte frumoase despre iubirea de Dumnezeu și de aproape, însă limbajul faptelor bune săvârșite în situații concrete pentru oamenii aflați în nevoi, suferinți de boală, sărăcie sau singurătate, este mai convingător decât orice vorbire. Milostenia, cea care atât de frumos strălucește pe chipul duhovnicesc al Sfântului Nicolae, este însăși viața creștină în esența ei. Este modul de viață al comuniunii cu Dumnezeu și semnul concret că noi, cei născuți din nou, din apă și din Duh, ne-am însușit cu adevărat viața cea nouă care a izvorât din mormântul lui Hristos cel înviat. Pentru aceasta vor cunoaște toți că sunt